Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 15 pe Barba Neagră. Păi ăsta era pe lucrător automat și se bloca aici, deci... What? O să-l dau din nou. Pomul ăsta prezintă probleme. Suntem pe Sosnovska, singur de data asta. O să-i dau și un H să meargă mai departe. Ăsta e statusul. Avem combina asta care funcționează acolo. Și... avem tractorul ăsta, văd, care mai are decât 61 de litri la motorină și un pic încărcat. Cred că mai merge să mai descarc o dată combina. Dar mai avem tractorul ăsta care strânge paie și cu ăsta o să mai facem câțiva bănuți în plus acolo. În episodul ăsta o să ne mai luăm o combina. Ne mai trebuie o combina? Nu cred că am aici, nu? Am decât una. Dau la garage. Nu avem decât rost să-l smash ăsta Across-ul 595. Apropo, am văzut moduri cu Across 595 și mi se pare că și alte versiuni. Așa că dacă n-ați luat Gold Edition, ceea ce na, sper să nu fi făcut greșeala asta, sunt moduri. Opa, ăsta văd că și-a pus pipe-ul, dar hai că poate reuși să mai umplu și asta 100% până când să încercăm să descărcăm combina. Dacă nu v-ați luat Gold Edition-ul și vreți să aveți combina asta, nu știu de ce ați vrea, dar poate vreți, e o combina mișto, ce să mai... Dar e de entry-level, adică e micuță, n-are buncărul atât de mare. Și există mod, deci puteți să descărcați modul extrem, extrem de simplu. Voila, și o să funcționeze de minune. Vă reamintesc modurile cu care jucăm noi. Sunt, bineînțeles, în descriere. Eu pic cam nasol aici, pentru că... Da, pic cam nasol. Ia stai să închid și eu inspectorul. O să pic cam nasol pentru că vine exact în... vin în cultură. Dar n-am, nu cred că se umple până ajung eu în partea cealaltă, așa că mai bine fac asta. Și o să o descarc în prima. Mai am? Hai că mai am loc și în prima. Nu se mai potrivesc viteza, deși... am uite, apăs pe 3 și gata. Ok. Merge așa? Nu, prima e full toată. Înseamnă că în a doua mai am loc. Îi dăm un 3 și o să merg cu aceeași viteză. Aproape. Uite așa, gata, hai că acum funcționează. Vreau să nu mă pun în fața combinei, că altfel nu mai detectează combina. Și se va opri, măi. Da, are niște chestii interesante combina, și anume, uite cum privești de sus, poți să vezi gol pe acolo, exact cum e în realitate, știi cum că carcasa asta chiar e făcută din bucăți de tablă, adică chiar se simte treaba asta. Și da, are niște chestii interesante, așa că ar merge să jucați cu ea, ce să mai. Și ca și culori, mie îmi place combina asta, deci îmi place ca și culori. Bun, hai că suntem încărcați 100%, cred că în combina mai rămas un pic, dar foarte, foarte puțin. Iar eu dacă mă mișc, sper să nu se blocheze din nou combina. No, nu s-a blocat, perfect. O voi lua pe aici, deși nu e cea mai indicată modalitate de a merge, pentru că o colim puțin. Nu, sunt direct. Credeam că sunt pe partea cealaltă. Merge, măi, merge. Și o să descarc și un bunker ce avem aici, după care trebuie să vindem paielele-alea. Facem câțiva, facem câțiva bănuți cu paielele-alea. Adică mai fac vreun 1500-2000. Și pe aia perfect, că mai luăm și noi combina aia. 75 combina plus header-ul, care nu mai știu cât e, cred că vreo 15 header-ul. Cred că fix pe fix, sper să avem bani. Dacă e 15 header-ul, n-am avea bani. Deci n-am avea bani de loc. Uite, și avem și aici două terenuri care trebuie să sea recoltate. Și după aia, the rest is history, man. The rest is history. Cu banii ăștia mai putea să mai facem niște treburi, să nu luăm combinat. Deja avem 4 terenuri și îmi e foarte, foarte greu să le recoltez pe toate cu o singură combină. Știi, asta e problema mea momentan. Aș putea să mă bag în animale, de exemplu, știi? Dar... ia, merge și asta? Merg două? Nu merge. De ce nu merg mă două? Ok. Acum... noi avem niște bănișori, știi? Dar ăștia scad pentru că avem lucrător automat pe combină. Și să știți voi că se adună. Deci chiar se adună chestia asta. Ia, cât avem în total acum? Ei, vine ploaia în 3 zile, a? Nice! Dar vreau și un apoi. Uite aici. Gata, vine ploaia în 3 zile. De fapt în 2, cam așa. Barley, 30.000 de litri. 30 de tone în cap și în coadă, măi. În cap și în coadă. Interesant. Interesante. Nu o să mai duc tractorul la terenul ăla de acolo. Care teren e ăla? Ăla e terenul 15 și o să-l duc la terenul ăsta de pe aici pentru că practic mai are puțin și termină combina și o să o aduc cu buncărul plin probabil. Să parchez și o tractorașul pe aici.
iar celălalt trebuie să umple, nu știu. Cred că am dat eu la combina să lase paie. Da. Ba nu, cred că va trebui să mai descărcăm o dată. Nu știu ce să zic. Oare mai trebuie să mai descărcăm o dată combina până când va termina terenul ăsta? I don't know, man. I don't know. We shall see. Am tractorul ăsta care stă degeaba aici și l-am putea pune să semene. Și chiar ar merge. Deși nu cred că are îndeajuns de multă putere pentru semănat. Ar trebui să ne reorientăm puțin. Să-l încerc ăsta cu semănatul? E cam overpowered. Deci e mult peste puterile lui. Uite-te numai cum arată. Deci, na arată ca și cum s-ar descurca. Dar în caz că se descurcă, foarte bine. În caz că nu se descurcă, stai să mă alunește sămânță un pic. În caz că nu se descurcă, o să-l schimb cu zetorul. Da, o să schimb cu zetorul. Nu schimb de acum pentru că remorcile alea când se umple e tractorul se mișcă foarte, foarte încet cu ele. Dacă tractorul n-are putere, știi? Că sunt remorci de la noi din pe acolo, așa le suportă ceva mai mult. Bun, îi dăm un air. Să sperăm, nu știu, o să pun și greutatea pe față, o să o pun mai jos. Poate o funcționa măcar să avem direcție bună să nu... Aoleo, atinge jos. What the fuck, man? What the fuck? Păi da... Ce? Deci, what? De ce atinge jos? N-ar fi trebuit să atingă jos. Ok, poate din cauza că sunt prea lăsat, din cauza semănătorii ăsta. Nu vreau pe asta. Wow, uite-te la suspensie, uite cât îl lasă semănătoarea din spate. Mamă, deci tractorul ăsta n-are putere deloc. Păi știți ce facem noi în cazul ăsta? E simplu. Lăsăm noi ăsta aici. Zetorul ăsta mie, sincer, nu-mi trebuie cine știe ce. O să-l păstrez totuși din cauza că, e... Arată interesant, știi? Și ni l-a dat cu harta, dar... Nu prea o să-mi folosesc decât când împrăștii îngrășământ și o să-l păstrez doar pentru împrăștia grășământ, dar până atunci vom face o nouă achiziție care nu o să le coste prea mult. Ha! Îl vom lua pe bărbiță. Aș putea să iau și Massey Ferguson ăsta, dar și ăsta se chinuie. Și aș putea să iau și un Mercedes, dar vreau să iau combina, așa că nu pot să dau banii de acum. Dar vor lua, bineînțeles, T150-ul meu și... unde e? La magazin, nu? O de la aici la magazin. Ha! O să-l aducem de la magazin. Haide, mă, haide! Haide! Stai așa, încotro. O iau așa, la stradă, după care o iau pe prima la stânga. Nu am cea mai mare viteză la tractorașul ăsta, dar e super tare și... Oameni buni! T150-ul ăsta e... Deci nu se poate o hartă mai perfectă decât asta pentru acest tractor. Și poate ziceți, da, bun, dar nu are sens, pentru că ăsta merge foarte încet și harta e extrem de mare și întinsă. Nu mă refer la asta! Mă refer la faptul că e o hartă rusească, iar ăsta e un tractor foarte clasic, popular, rusesc. Ha? Cât de tare! Deci merge, deci mână în mână, frățioare. Mână în mână. Uite acolo o chestiune, putem să luăm apă gratuită de acolo. Cred că pot să iau apă gratis de acolo. Văd așa un fel de lăsat în jos. Când o să ne ocupăm de animale și o să trebuiască să iau apă, vă dați seama că o să încerc să iau apă din lacuri, deși nu știu dacă o să funcționeze, dar dacă nu mă bag pe aici prin răulețele astea. Deci nu par să curgă. Sincer, îmi place mai mult apa din The Old Rich Farm, deși îmi place foarte mult aspectul hărții este acum că sub apă sunt modelate o grămadă de plante, știi? Adică sunt alge multe pe acolo și chestia asta îi dă un efect foarte, foarte mișto. Dar în rest de asta, era mai mișto pe The Old Rich Farm, chiar îți dă efectul cum că, băi, apa aia curge, știi? Așa, mă, tăticule, uite, vezi și noi aici, mă, tractoraș, mă, desemănat, mă, puterii, mă, și toate cele. Ha-ha! Băi, și la ora actuală, T150, ăsta e tractorul meu preferat. Și mai îmi place și Massey Ferguson, pe care l-am văzut noi mai devreme, cu care joc eu pe The Old Rich Farm foarte mult, ăla cu roșu și cu alb, știi? Ăla clasicul. Chestia e că mie îmi plac mult tractoarele astea, deși nu sunt cele mai practice, știi? Deci, spre exemplu, pe T150 ăsta nu pot să pun nimic frontal, cum nici pe Massey Ferguson nu pot să pun nimic frontal și din cauza asta nu e tocmai cel mai practic tractor din lume. Dar, nu știu, îl au pe vino încoace.
nu putem spune decât atât. Îl au pe Vino încoace. Ambele tractoare sunt mișto făcute, nu știu, au un design interesant, cel puțin designul ăsta eu l-ador. Și nu pot să-mi explic de ce îmi place atât de mult designul ăsta. Deci nu pot să-mi explic de ce. E foarte ciudat. E extrem de ciudat. În fine. Am ajuns, măi, am ajuns. O să deschid leu semănătoare și sper ca lucrătorul să nu aibă probleme. Știu că face un pic figuri cu sistemul de direcție al acestui tractor, dar să sperăm că nu vor exista mari probleme. Ia, începe să facă figuri? Nu, dar când o să întoarcă, o să existe probleme. Ia stai, vrem barle? Hai să punem aici barle, dar și pe următorul voi pune niște canola. Ăsta s-a blocat aici, corect, s-a blocat și văd că în bunker mai are un pic de loc. O să vin să-l descarc. Deci, într-adevăr, n-a reușit să termine terenul cu bunkerul lui gol. Ceea ce e spre bine, logic, că asta înseamnă mai multe cereale pentru mine. Și după aia când voi prinde o ofertă, voi avea ce să vând, voi avea mai mult de vânzare. Și o să păstrez acum, na, păstrăm zetorul ăsta la remorci. Acum, dacă o să existe vreo problemă cu T150, cu bărbiță, l-a semănat, și anume că sunt pe lucrător automat, iar eu îl văd de aici acum că n-ar exista nicio problemă, dar dacă, hai să zicem că lucrătorul automat nu ține direcția bine sau chestii astea, pot să schimb foarte ușor cu zetorul ăsta, deci zetorul ăsta să-l pun la semănat și să iau pe bărbiță să care remorci, pentru că viteza la ambele tractoare e aceeași. Așa că nu mă încântă cu nimic, ba mai mult bărbița are, mi se pare mie, o tracțiune mult mai mare. Uite, vezi, sistemul de întoarcere a lui bărbiță poate să prezinte probleme. Hai să vedem, o să mergem puțin pe cultura aici să-l inspectăm. Ok, ok, totul pare bine și frumos pe aici. I like it, I like it. Merge bine omul. Uite mă ce frumos arată, mă. Uite mă ce frumos arată. Oh, a băgat și girofarele. Le-o combină. Hai să mai încărcăm și noi acilișa. Hop. O să las tractorul aici pentru că nu încurcă cu nimic și o să-l iau pe ăsta cu paie pentru că sunt 100% și trebuie să vând și eu paiele astea. 92%. Până când terminăm activitățile astea o să cumpăr și combina aia. Deocamdată nu-mi trebuie că avem două terenuri deja făcute și practic mai au combină și le băgăm una pe un teren, una pe un teren. Am putea face și chestia asta. Uite, acum că ziceam chestia asta, mă gândesc, cred că ar fi o idee bună. Dar nu o să mai aduc combina de la magazin pentru că pierd foarte mult timp pe chestia asta și nu am o remorcă. Dar când o să am bani o să cumpăr o remorcă și o să ne permitem să luăm tot ce cumpărăm, să le luăm, să le aducem de la magazin. Știi că vreau puțin realism din partea asta. Dar de dragul productivității și a face timpul mai scurt, o să resetez combina în bază. După ce vând și eu aceste paie de aici, măi, pe care, cum am zis, luăm în jur de 2000, ceva de genul ăsta. Și o să fim pe partea asta. Yeah, boy, tractorul ăla e ridicat în sus. Tractorul ăla e ciudățel, deci tractorul ăla e foarte ciudățel. Ia, pot să vând, dacă eu pe aici, cred că pot să vând, da? Nu cred că sunt probleme. Îi dăm un Q. Ok, până când vinde, o să văd și care e treaba cu tractorașul meu. Ăsta ce? Ai pe un deal! A, zi-mă așa, era pe un deal. Iar tractorașul ăsta, la ce-l folosim? Cum am și spus, la semănat. Semănătoarea asta are ceva în ea? Ce mai goală am pus aici? A, mai are puțin în ea. Ok, facem o grămadă de activități aici. O grămadă, o grămadă în același timp, ne mișcăm cu rapiditate pentru producție, măi, pentru că ne trebuie bani pe harta asta. Știi care e treaba? Pe harta asta trebuie, frate, utilaje puternice. Deci nu merge cu un zetor de ăsta mic și un bărbiță. Adică harta asta necesită putere. Așa, ăsta a terminat aici, o să-l luăm. Și cred că nu o să am timp să adun toate paiele alea, poate mai facem cu o remorcuță. Vedem. Chestia e că combina aia a terminat deja. Să fim convins. Dar până una alta, hai să o cumpărăm pe cealaltă. Și anume, voi da la mods și o găsim foarte ușor. Itocolea. Niva! Hai să o luăm. Știu că are header-ul mic, dar hei. Face parte din Gold Edition, trebuie neapărat să o avem pe harta Susnovska. Deci toate utilajele din Gold Edition trebuie să le avem pe Susnovska. E bine că am bani, mi-a mai rămas și 7000 pentru lucrători automatice, mai minunat de atât nici nu se poate. Și acolo le voi reseta pe ambele. Nu, stai, uite-le aici, gata. Reset vehicle, yup. Reset vehicle, yup. Implement, voi, implement. Și dacă ne teleportăm în ea, hell yeah, man, hell yeah, uite-o pe Niva. Uite-o pe Niva, măi, uite-o pe Niva. Ca și detalii, Leoniva
E destul de bine construită, mie îmi place și cum arată, deși e o combină foarte, foarte clasică, arată demențial de bine, deci demențial de bine. Uite, avem și roți cu imprimeuri ieșite în afară sau nu, ai doar o, cred că e doar o iluzie optică. Interesante și prezoanele. Pe aici niște abțipilduri care ne spun, băi, danger, danger zone, danger zone. Și sus, uite, avem și un proiector aici, putem să-l aprindem eventual, pe aici bănuiesc că este ok. Looks good, man, looks good. Iar avem înăuntru o chestie interesantă, bine, exceptând cabina asta, care e cabina, care e foarte, foarte ciudată, dacă o compari cu alte combine noi, care au cabina poziționată pe mijloc și cu o vizibilitate mult mai mare. Dacă ne uităm noi în cabină, înăuntru, măi, în dreapta avem un geam. Aici vom vedea noi când se va umple bunkerul și la ce nivel e. Tare sau ce? Mi-aș fi dorit să pot să deschid ușa asta, pentru că pe aici poți să intri, dar nu putem. Avem totuși vizibilitate și aici. Arată interesant, ce să mai. Hai să o punem la lucru. Taină, taină, dar hai să o punem la lucru. Avem terenul din spate. Hai să ai pe terenul ăsta, că e mai aproape aici. Cât merge? 21 maxim la oră. Merge foarte încet, foarte, foarte încet și pârâie. Și mi se pare că atunci când ia curbele, zici că stă pe loc, știi? Da, ei, arată frumos. Mie îmi plac astea clasice, le ador. Așa, mă voi încadra oarecum, nu știu, nu sunt obișnuit cu asta, are un header foarte mic. Dar pentru terenurile astea, deocamdată noi le avem pe astea 4 de aici, 14, 19, 13, 22, le vedem mai bine așa. Dar când vor lua unele mai mari, precum 23, 25, știi, adică o să ne upgradăm, bineînțeles, și combinele, pentru că nu poți să pui pe Nova, pe Niva, pardon, pe un teren la fel de mare ca ăla. Bun, o să-i dau un H aici, a intrat autocombine-ul, nu vreau autocombine-ul aici, că nu e nevoie. Hai să-i dăm un stop. Ia, așa merge? Gata, hai că acum suntem pe lucrător automat. Și, ha, across-ul a terminat, Russell's Mesh across a terminat și mai avem, cât avem? 18%. It's good, man. It's good. 18%. It's good. Pot să selectez și eu header-ul să-l dau mai jos ca să văd atâtea ticule. Ca să văd și eu pe unde merg. Nu e cea mai indicată opțiune. E foarte jos dat. Ok. Doar că acum măcar văd și eu pe unde merg, și ca să conduc și eu de la volan, că parcă e mult mai interesant. Ei, ăla zici că sunt aprinse acolo. Îmi place plafonul. Op, 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 op. Nu, nu, ridic-o. Îmi place plafonul. Și în spate. Ua, uite și aici, vedem un bunker, vedeți? Ăsta e bunkerul. E foarte interesant, pentru că e bunker modelat și pe interior. Nu vezi atât de des la, nici la moduri chestia asta. Și așa ne spune acolo cât avem, plus o scară. Probabil, na, când descarcă sau dacă se, eu știu, blochează uneori. Habar n-am ce s-ar putea bloca. Sau dacă intră acolo ceva ce nu trebuie, pac, intră omul și o descarcă. Și o să pun și pe asta pe automat. Uite așa, îi dau un H. A luat-o? Cred că a luat-o. Da. It's ok, man, it's ok. Și acum ar trebui să dea și prin spate. Atât, băiatule. Bun, asta trebuie să o rezolvăm acolo. Până una alta o să dau să fertilizez și eu terenul, pentru că avem pe terenul 19, nu pe 19, pe celălalt, stai așa, trebuie să le învăț. Pe terenul 20 avem lucrător automat cu bărbiță și ăla seamănă, așa că pentru a completa, bineînțeles. Mamă, ce aproape sunt terenurile alea. Are header-ul, e cel mai mic header din joc, are Niva ăla, apropo. Pentru a completa, bineînțeles, procesul de cultivare, trebuie să și fertilizăm. Logic. Asta ce e aici? Asta nu putem să facem nimic cu el, a? Era mișto să aibă o întrebuințare, nu știu, să ne dea apă sau ceva, habar n-am. Something, 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 something. Pe 20 bărbiță, cred că e la ultima tură, dacă nu mă înșel. Maybe, maybe. Ia să vedem că funcționează de aici. L-am pus prea departe, să nu spui că e prea departe, deja că nu merge și pe lățimea asta. Bă, e prea departe, mă. Du-te, frate. Uite așa. Hai să vedem dacă merge așa. O să-i dau un H. Și l-a luat. Gata. Perfect. Bărbiță. A fost pe ultima, exact cum am spus. Avem barle aici și, cum am zis, data viitoare o să băgăm pe canola. Nu mai aștept să mai iau. Adică eu o să-l pun aici să semene din partea asta. Și o să strâng cu tractorul la cuzetorul de pe acolo niște paie. Și vedem când ne întâlnim unul cu celălalt. Bun. O să aleg și eu canola. Pac. H. Go, go, go. Wow, ăsta e aproape plin. Mamă, Niva aia se încarcă emedat. Emedat.
A, cu, să strâng paie, pardon, cu agrostarul, măi, cu agrostarul, dar o să mă duc, merge repede, 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 repede. Și remorcile trebuie să le aduc la Niva. Niva stă pe loc? Da, Niva cred că cam stă pe loc acum. Ba nu, merge. Nu știu, cred că stă pe loc totuși, care girofarul aprins. Și când are girofarul aprins, stă pe loc, da. Este, mă, că-s curios. Ba nu, merge. Bun, hai că merge. Când o să ajung la tractorul cu remorci, cu ăsta, cu remorcuța asta, o să descarc, o să mă o să descarc Niva, pentru că aia e urgent acum. Și, holy shit, făcurăm o grămadă, strânsărăm și strânsărăm un teren, un teren jumate chiar, acum suntem pe altul, ne-am luat și combină, fertilizăm, semănăm încă unul, deci am și vândut paie, a? Ce vrei mai mult de atâta, deci... În 20 de minute am făcut o grămadă. Uite și ăla împrăștie îngrășământ. Trebuie să fiu cu ochii pe el pentru că era cu îngrășământ, zetorul. Trebuie să încarc foarte des spreader-ul ăla. Nu e, e cel mai mic spreader din joc. Și e amuzant pentru că în Gold Edition cuprinde o hartă foarte mare, adică Sosnovska, da? Dar utilajele pentru Gold Edition sunt de cea mai mică talie de până acum. Adică dacă vrei cele mai slabe utilaje în joc, le găsești bineînțeles în Gold Edition. Cum e și zetorul ăsta, care și e clasic și chestii, sunt multe tractoare clasice și astea care, bine, și ăsta are cai putere de ajuns, adică face multe puternic, dar are o viteză de, zici, ca o mamă doamne, știi? Cu 31 la oră nu poți să mergi, poate în 2 ore faci un tur de hartă. Așa că nu se merită deloc. Ei, hai că am prins combina Niva perfect și o să ne băgăm și noi unde trebuie și nu în cultură, ci pe lângă, uite, așa printre rânduri, știi? A? Realistic sau ce? Ia-te măi, colea. O să bag în primul. Punem aici grâu. Tare sau ce? A? This is nice, man. This is nice. Uite și ce frumos arată. Hășă, da. Depinde să facem și o poză de aici. Stai așa. Deci să-i fac. A, perfect. Și cam atât, bărboșilor, pentru azi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să vă abonați pentru episodul următor și un like este imens apreciat. Iar noi ne vedem, bineînțeles, în episodul următor. Salut!